Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Dacă aveți copii și doriți să facă sport, mergeți mai întâi la medicul cardiolog. Acesta poate examina copiii și adolescenții pentru a vedea dacă aceștia sunt apți pentru efortul intens. Aflăm în ce constă evaluarea cardiologică înainte de intrarea într-un program susținut de mișcare de la dr. Florin Ionescu, medic specialist cardiologie pediatrică în cadrul Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua și noastră! Aș vrea să ne spuneți la început care sunt sporturile care necesită un control cardiologic pentru copii și adolescenți. Ca și recomandare, se susține minim 150 de minute de efort moderat pe săptămână pentru copii sau 75 de minute pe săptămână de efort viguros. Acum, sportul în sine se împarte în funcție de cantitatea de oxigen pe care o folosești într-un sport aerob și sportul anaerobe. În sportul aerob, inclusiv șahul este implicat, golful, echitația, iar în cadrul sporturilor anaerobe și mixte, de fapt, sunt aceste activități cu o intensitate mai ridicată, alergatul, ciclismul, notul. În prezent, ghidurile europene, americane și canadiene, toate recomandă examinarea fizică a tuturor sportivilor, indiferent că practici șah sau practici un not de performanță. Același lucru se indică, examinarea fizică de către un medic pediatru sau de familie. Singura diferență adăugată de ghidul european pentru cardiologie sportivă este acest test de electrocardiogramă ca parte de screening pentru a depista cele mai frecvente cauze letale de moarte subită a sportivilor. Aș vrea să ne detaliați puțin tipul de examinări care se pot face copiilor și adolescenților. În afară de această examinare fizică și cu un istoric pentru a depista posibile tulburări de ritm în familie și boli genetice care s-au manifestat din punct de vedere cardiac, este asociată cu această electrocardiogramă care s-a introdus ca screening și, practic, se poate depista cauza cea mai frecventă de moarte subită cardiacă, respectiv această cardiomiopatie hipertrofică. Când pompele inimii sunt, mușchiul pompei inimii este mărit, apare o modificare pe această electrocardiogramă și la fel, în funcție de vârsta copilului, se modifică pragul de unde la care este diagnosticat. De aceea eu sugerez tuturor să își dau în adeze criteriile de electrocardiogramă pentru copii. Eu folosesc cele de la Texas Children's Hospital, de exemplu, pentru a diagnostica corect acest semn de hipertrofie ventriculară stângă, iar momentul în care medicii care evaluează acest copii văd aceste semne sau simptomele copiilor, îi pot redirecționa pentru o ecografie cardiacă care practic pune un diagnostic de structură. Ce se poate observa la ecocardiografie? Am și filmat alături de dumneavoastră o astfel de investigație. Da, și am avut norocul să nu depistăm nimica la acest pacient, însă sunt momente în care inima stângă este mărită ca și volum și structură, iar noi verificăm cât de mare este peretele inimii stângi. Dacă depășește anumite valori, le încadrăm ca și această diagnostică de cardiomiopatie hipertrofică. Cu mențiunea în care sunt sportiv, la care mușchiul inimii este mărit în mod normal, și dacă este o valoare la limită, recomandarea spune de 3 luni de zile pauză și apoi rescanat ecocardiografic, în așteptarea că dacă există asocierea cu sportul în sine pentru această mărire, va scădea mușchiul inimii și practic putem sugera în continuare să facă sport copilul. Există afecțiuni care sunt incompatibile cu sportul de performanță sau puteți, de exemplu, în anumite situații recomanda un efort mai puțin intens? Vreau să distrugă această paradigmă între bolile cardiace la copil și contraindicația pentru efortul fizic. Există două afecțiuni care sunt extrem de rare.
și nu se recomandă efortul de performanță, dar, repet, sunt extrem, extrem de rare. În rest, sunt bolile cardiace congenitale care pot să fie asociate cu o reducere a activității fizice intense, dar la toate bolile de inimă, repet, cu excepția acestei tulburări de ritm numită o cardiomiopatie aritmogenă, în rest, pentru celelalte afecțiuni cardiace se recomandă efortul fizic ușor moderat. Chiar există copii care au ajuns adolescenți și sportivi olimpici la schi cu boli cardiace complexe reparate la timp, dar acum fac sport de performanță. Aș vrea să vorbim puțin despre două sporturi care sunt acum dragi copiilor. Vorbim de tenis și vorbim de artele marțiale. Și copiii care intră în astfel de programe trebuie să beneficieze de o examinare? Toți copiii ar trebui să beneficieze de o examinare, minim de o evaluare pediatrică și de acest electrocardiogramă, iar dacă apar modificări pe electrocardiogramă, inclusiv afecțiuni care sunt comune, nu asociate cu un risc letal de moarte subită, ar trebui redirecționate către cardiologul pediatru și în Sanador noi dezvoltăm un laborator de cardiologie pediatrică pentru copiii care urmează să facă sport, inclusiv sport de performanță, să-i putem asigura că nu numai diagnosticăm și stratificăm riscul pentru ei în parte, dar putem să oferim și o soluție intervențională pentru acești copii care își doresc să facă sport de performanță. Practic facem totul posibil ca ei să-și continue pasiunea pentru sport. Dar care ar fi riscurile neglijării unei astfel de examinări? Să spunem până la cel letal în cazurile foarte rare. Aceste tulburări de ritm pe care pot să se manifeste ca dureri de inimă, înțepături, în special în timpul efortului, se pot agrava progresiv până la a ajunge la nivel de tulburări de ritm severe asociate cu moarte subită în cardiacă. Există două cauze, cele mai frecvente cauze, respectiv anomalii de coronară și această cardiomiopatie hipertrofică, pentru care noi scanăm în primul rând și eliminăm din discuție aceste diagnostice și apoi ne uităm la cauzele cele mai comune, dar cu risc mai mare, cum ar fi aceste tulburări de ritm, pe care le tratăm atât simptomatic cât și medicamentos sau cu oferirea de parte intervențională și intervenția de regulă este indicată conform ghidurilor. Doar dacă vor să facă sport de performanță, există o cale suplimentară în cadrul inimii de conducere a impulsului pe care ori o înghețăm, ori o ardem. Deci cumva soluția există, numai sport să facem. Deci sub nicio formă pentru sănătatea inimii să nu eliminăm din program sportul, mai ales în copilărie. Și aș încuraja la fel orice copil, chiar cu o hipertensiune arterială ușoară, chiar cu obezitate, chiar cu un colesterol crescut, din contră, acei copii trebuie să fie direcționați cât mai mult și cât mai frecvent la a face sport, minim 150 de minute pe săptămână. Există anumite simptome, semne, manifestări la care ar trebui să fie atenți părinții când micuții încep să facă, să spunem în ghilimele, sport, mișcare, aleargă mai mult în parc, se agită mai mult? Ce ar trebui să urmărească părinții? Lista ca și simptome este largă, dar cel mai important, dacă apar simptome, transpirații, respirație mai frecventă, dureri de piept, colaps, în timpul efortului sau imediat după, asta trebuie să ridice o suspiciune de o afecțiune cardiacă. Dar totuși, în concluzie, ar trebui să spunem că în ziua de azi copiii sunt mai degrabă la extrema cealaltă, mult mai sedentari, petrec mult mai mult timp în fața dispozitivelor electronice, au kilograme în plus. Iar pentru aceștia și pentru toată lumea, remediul este, pe lângă dietă, este sportul. Eu încurajez toți copiii care trec prin Spitalul Sanador să își modifice stilul de viață alături de părinți.
să fie o modificare împreună ca să plece împreună la drum, să iasă împreună la plimbare și așa și petrec timp cu ei și fac un lucru sănătos pentru viața lor pe viitor. Deci cumva schimbarea trebuie să vină în primul rând de la părinți pentru că ei sunt cel mai bun exemplu pentru copiilor. Absolut, de acord. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.